În contextul celor spuse de domnul Mușuc și domnul Stoicov, vreau să anunț că mâine seară, la ora 18, la Teatrul Cehov, va fi spectacolul Sobacie Sierțe, Inimă de Cână, sub titlul omonim al lui Mihail Bulgakov, ca să lecuiască de tot ce acum ei vociferează, ura asta care și refuzul de a face apel la chemarea noastră de a nu merge în continuare pe ură și ură față de națiunea română. Liniștiți-vă, domn tovarăș, și hai să mergem mai departe să vedem ce avem de treabă pe ordinea de zi a Parlamentului. Mulțumesc! Foarte scurt, domnului Săhărneanu. Mai bine să ai inimă de câine decât să fii un rahat de câine. Stimați colegi, eu aici chiar trebuie să intervin. E vorba de proliferări lucruri urâte. Eu vă rog foarte frumos și potrivit regulamentului, dar și potrivit bunului simț, să ne abținem de la lucrurile astea.